Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, deschidem cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră la Psalmul 119. Voi citi un singur verset, versetul 59. Psalmul 119, versetul 59, care în traducerea fidelă spune așa: M-am gândit la căile mele și mi-am întors picioarele spre mărturiile tale. Amin. Psalmul 119 este cel mai lung psalm din Scriptură, cel mai lung capitol din Scriptură, dacă vreți. Are 176 de versete. Mi-aduc aminte că eram încă în România, păstor la Ploiești, și fiind în leadership-ul Bisericii Pentecostale Române, am fost în ceva conferință, cred că prin Germania Federală, cum era atunci, și m-am întors, după două săptămâni, m-am întors acasă. Regula pe vremea aceea, în sistemul comunist, era aceasta. Când un lider se ducea într-o țară străină, la o conferință, la un eveniment, când se întorcea, trebuia să se prezinte la inspectorul de culte pe județ și să prezinte un raport despre activitatea care a avut-o acolo. Toată lumea trebuia să facă lucrul acesta. Și deci eu m-am întors din Germania Federală. Lunea era ziua de office a inspectorului de culte. Nu m-am dus la el. A trecut încă o săptămână, tot nu m-am dus. Și a venit a treia săptămână acum, tocmai erau Paștele. Ora 7 dimineața sună telefonul, soția ridică telefonul și îmi face semn, zice, inspectorul de culte vrea să vorbească cu tine. M-am dus la telefon și am spus către domnul inspector: Hristos a înviat, domnule inspector. Asta pentru dumneavoastră, dar nu pentru mine. Tovarăș, cu ce vă pot ajuta? L-am întrebat. Eu nu știu de ce mă sună, că n-am fost la vremea potrivită să dau raportul. Și a spus: domnule, trăiți pe picior mare. Ați venit de 3 săptămâni din Germania și nu ați venit să-mi prezentați raportul de activitate. Am fost ocupat, domnule inspector. N-am putut să vin. Și îmi spune el: mâine dimineață, la prima oră, ești la mine în birou. Nu vă supărați, domnule inspector, eu nu pot să vin mâine dimineață, e a doua zi de Paște, eu trebuie să fiu la biserică, nu mă duc la... Nu vin la dumneavoastră la birou. Să treacă Paștele. Nu-i nimic atunci, vin eu în dimineața aceasta și văd eu cum se desfășoară serviciul la voi la biserică și am să vă stau acolo să vă fiu un ghimpe. Când am ajuns la biserică, el era acolo. M-am dus la amvon și păstorul bătrân pe care l-am înlocuit, care era, trăia, încă era în viață, acolo la Ploiești, zice către mine, zice, iar a venit ăsta să ne bage spin în costă. Mă lăsați să mă ocup eu de el în dimineața asta. Zice, cum să vă ocupați de el, frate Mircea? Zice, lăsați să mă să țin eu timpul de rugăciune, că îl lecuiesc eu. Bine, vă las. Și m-am dus la amvon, Hristos a înviat, toată biserica, și am spus, începem rugăciunea și fratele păstor Mircea va ține timpul de rugăciune.
Și fratele păstor a zis, nu, acum ne ridicăm în picioare și om citi psalmul 119. Imediat mi-am dat seama ce are în cap și în inimă. Și a început să citească așa încetul. Ferice de omul. Și citit. Deja a trecut o jumătate de oră. Oamenii stăteau în picioare, au început să-mi facă semne, că ce se întâmplă? Că, dar eu le-am făcut liniștiți. Citim mai departe, fratele Mircea. Numai l-am văzut pe domnul inspector, că dintr-o dată face așa cu mâna și iasă și pleacă. Când a plecat, a zis, nu, acum ne rugăm Domnului. Psalmul 119 este un psalm deosebit, de unde am citit eu pasajul pentru mesaj. Nu se știe exact cine a scris psalmul acesta, cercetătorii Sfintelor Scripturi, pentru text, spun că posibil că David, posibil că Moise, posibil că Ezechia, posibil că Neemia sau Ezra, posibil că Daniel. În orice caz, psalmul este scris de un om care este bătrân acum, pentru că se vede că vorbește despre suferințe multe. Și psalmul prezintă multe aspecte. O să vă prezint câteva statistici despre psalm care o să vă ajute să-l înțelegeți mai bine când o să-l deschideți data viitoare, când mergeți acasă. Psalmul 119 este scris sub formă acrostică, adică este scris ca o poezie în limba ebraică, nu în limba noastră românească, dar dacă vă uitați în traducerea Fidela, pe care eu am folosit-o, este prezentat în forma aceasta de strofe. În formă de strofe. Are 22 de strofe, psalmul 119, după numărul literelor din alfabetul ebraic, și vreau să vă spun că fiecare strofă începe cu o literă, este următoarea literă din alfabet, deci începe cu A, B, C, și se termină cu ultima literă din alfabetul ebraic. În fiecare strofă sunt 8 versete. Deci așa este conceput psalmul 119. Și ceea ce este interesant este că fiecare verset începe cu litera strofei respective. De exemplu, versetul 59 este strofa a 8-a din psalm și începe cu litera het, litera het, H-ul, din limba ebraică. Fiecare verset în limba ebraică începe cu litera H. Așa este scris, este scris foarte tehnic, dar de o frumusețe literală extraordinară. Apoi, ceea ce vreau să mai știți este că psalmul este un adevărat mozaic în care ne se prezinte toate culorile cuvântului lui Dumnezeu. Este psalmul care vorbește despre legea lui Dumnezeu sau despre cuvântul Dumnezeu, pomenindu-l de 173 de ori în cele 176 de versete. Deci dă atenție la cuvântul Domnului, care este prezentat sub diferite titluri, am să vă spun titlurile. Apoi, psalmul conține 70 de rugăciuni. De exemplu, zice, Doamne, ridică-mă după îndurarea Ta. Este o rugăciune. Sunt 70 de rugăciuni de felul acesta în psalmul 119. Sunt referiri la sine, de 325 de ori, și de asemenea referiri la suferința personală de 66 de ori. Concluzia psalmului este că psalmistul, autorul, promite să țină, să cunoască și să iubească legea Domnului. Dar ceea ce este special în psalmul 119 este că pentru cuvântul Domnului, care apare în 173 de versete, numele Domnului în ebraică, în psalm apare în fiecare verset. În românește nu, dar în ebraică în fiecare verset.
Sunt 8 termeni folosiți pentru cuvântul lui Dumnezeu în acest psalm. De exemplu, 1. Tora sau lege, de 24 de ori. Edot sau mărturie, în pasajul nostru de astăzi, în versetul 59, mărturiile tale, de 19 ori. Picud sau precept, de 20 de ori. Șac sau statutele, rânduielile tale, de 19 ori. Mițot sau poruncile tale, de 22 de ori. Mișpat sau judecățile tale, de 22 de ori. Debar sau dabar, cuvântul tău, de 22 de ori. Și imrat, cuvântul sau promisiunile tale, tot de 20 de ori. Textul nostru, în principiu, este o meditație a psalmistului, o meditație comparativă. El se compară cu Dumnezeu. În sensul că își compară viața cu ce cere Dumnezeu să fie viața. Își compară căile cu ceea ce cere Dumnezeu să fie căile unui om. Și concluziile la care psalmistul ajunge este că trebuie să se pocăiască. Eu cred că este concluzia pe care toți trebuie să o tragem. Când ne comparăm cu legea lui Dumnezeu, toți trebuie să ne pocăim imediat. Amin? Dumneavoastră, nu, dar eu trebuie. Ok. Uitați cum spune el. M-am gândit la căile mele. Deci, am meditat la căile mele și mi-am întors picioarele spre mărturiile tale. Ceea ce este frumos la psalmist este că nu se gândește la căile altora. Să vedem ce face păstorul. Ia vezi ce faci tu. Meditează la căile tale. Și zice, și când am meditat, în lumina cuvântului tău, a trebuit să o iau la fugă spre tine, să mă pocăiesc. De aceea, mesajul meu se va intitula în această dimineață Compară-te așa, cum a făcut psalmistul. Deci, așa este titlul. Compară-te așa, nu cum vrei tu. Trei lucruri să le urmărim. Primul, cunoașterea care conștientizează. Care e cunoașterea care conștientizează? În Psalmul 119, deci același autor spune, în versetul 9, cu ce își va curăți un tânăr calea? Ținând seama la ea conform cuvântului tău, este traducerea fidelă. Psalmistul își dă seama că dacă vrea să facă ceva care să placă lui Dumnezeu, trebuie să aibă o viață curată, o cale curată. Pentru că știe că sunt foarte multe lucruri pe care pe el pot să-l influențeze în viață. Și de aceea apelează la această întrebare. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Și observă trei lucruri, ca să știe apoi cum să mediteze la căile lui și să ia decizii care să-l ajute la pocăință. Primul este prioritatea din dorință. Aici zice, cu ce își va curăți un tânăr calea? Omul are nevoie de curăție spirituală. Frați și surori, cuvântul Domnului ne spune foarte clar, Evrei 12 cu 14, că fără sfințire, ce se întâmplă? Nu vom vedea pe Domnul. Nu vom vedea pe Domnul. De aceea și Iisus Hristos a spus în predica de pe munte, Matei 5 cu 8, feriți de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dorința psalmistului este aceasta, cum să mă curățesc, care prioritate? Apoi, uitați-vă, al doilea lucru, numai că este prioritate în dorința lui, este perioada pentru dorința lui sau din dorința lui. Deci, cum își va ținea un tânăr curată cărarea? Dar de ce un tânăr?
Pentru că în Sfânta Scriptură găsim, și fiți atenți la acest lucru, cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu, cei mai mari, au început-o de tineri să umble cu Domnul, de copii. Samuel este un copil, 1 Samuel 1 cu 24. Iisus este tânăr, un adolescent de 12 ani, Luca 2 cu 42. Samuel este tânăr, 1 Samuel 3 cu 1. David este tânăr, 1 Samuel 16, 11 la 13. Deci, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, să te poți curăți, să te poți păstra curat, să-L vezi pe Dumnezeu în final, îți trebuiește sfințenie, dar trebuie să începi de mic. Și uitați de ce de mic. Domnul a făcut o observație despre noi care nu ne măgulește pe niciunul. Și zice Domnul în Geneza 8 cu 21, văd că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui. Doamne, ai milă de noi. Copiii au gânduri rele, de aceea se bat, de aceea nu-și împart jucăriile, de aceea doresc tot ce nu este al lor și de aceea se trântesc la pământ ca să li se facă voia. Și foarte mulți credincioși au 50 de ani, au 60 de ani, se comportă ca niște copii. Dacă nu faci ce spunei, se bat de pământ și tulbură biserica. Trebuie pocăință. Și apoi al treilea lucru în această meditație este promisiunea din dorință. Ținând seama la ea, la calea lui, conform cuvântului tău. Trebuie să avem grijă de suflet. Nu numai trupul trebuiește spălat, trebuiește spălat și sufletul nostru. Și ceea ce spală, frați și surori, doamnelor și domnilor, ceea ce curăță este sângele Domnului Iisus Hristos. 1 Ioan 1 cu 9, 2 cu 2, Efeseni 1 cu 7, Coloseni 1 cu 14. Ceea ce curăță este Duhul Sfânt. 1 Petru 1 cu 2, prin sfințirea dată de Duhul Sfânt. Ceea ce curăță este cuvântul Scripturii. Ioan 17 cu 17, sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și ceea ce este model pentru sfințire este Iisus Hristos, care este calea. Cum își va ținea un tânăr curată calea? Uitându-se la Iisus Hristos și modelându-și viața după El. Deci, acesta este primul aspect pe care îl vedem, cunoașterea care conștientizează. Apoi, intrăm în textul nostru propriu zis, este contemplarea care revelează. Ce m-am gândit la căile mele. Psalmistul contemplează. M-am gândit la căile mele. Două lucruri se văd în această contemplare a lui. Primul, caracterul contemplării. Care este caracterul contemplării lui? Gândirea, meditația. Și când se gândește, se gândește în felul următor și vă invit și pe dumneavoastră să puneți la inimă acest cuvânt. Ce a făcut el oare în business până acum? Ce a făcut în școală până acum? Mă duc aminte că m-am întâlnit cu un prieten odată și mi-a zis, ai fost în armată? Zic, am fost. Au știut că ești pocăit? M-a întrebat. Zic, cum să nu știe? Sigur că au știut. Și de mine n-au știut că-s pocăit. Da, așa este. Ce ai făcut în tinerețea ta sau cu tinerețea ta? Meditează puțin. Ce ai făcut cu prietenii tăi? Ce ai făcut în biserică, în via Domnului? Ce ai făcut în familie? Ce ai făcut cu cuvântul Domnului? M-am gândit la căile mele, spune el. Este o contemplare care revelează, vom vedea ce revelează. Caracterul contemplării lui este gândirea. N-a putut să doarmă noaptea, a stat și a gândit, oare ce am făcut? Și al doilea este caracterul din contemplare.
El a contemplat, s-a gândit la căile lui, nu la căile altora. Salmistul evită să fie ipocrit, comparându-se cu cei de lângă el. Știți de ce? Dacă mă compar, dacă te compari cu cel de lângă tine, aceasta te-ar putea motiva să fii ca ei, rău. Să fii ca ei, rău. Cei de lângă tine pot să fie răi. Dacă vă uitați în Psalmul 73, de la versetele 3 la 13, spune: m-am uitat în jur și ce am văzut? La cei răi le merge bine, toate lucrurile bune, școli bune, servicii bune, conturi bune, mașini bune, sănătate bună, toate bune. Iar eu mi-am chinuit sufletul cu rugăciune și cu post, am cancer, am probleme, am de toate. La ce mă ajută? Când meditezi comparându-te cu semenii tăi, s-ar putea să ajungi și tu răi, să zici, păi, mai bine așa. Sau te-ar putea conduce, comparându-te cu semenii tăi, să fii necredincios Domnului și bisericii. Tot Psalmul 73, versetele 14 la 16. Și m-am gândit că n-are rost, degeaba m-am pocăit. Sau, comparându-te cu semenii, îl vezi pe Dumnezeu nedrept. Versetele, Psalmul 73, versetele 13 la 14. Sau, comparându-te cu semenii tăi, s-ar putea să te crezi superior. Domnul Iisus tocmai ne dă o pildă în Luca 18, de la versetul 11, când spune că acest vameș se compara cu cine? Acest fariseu se compara cu vameșul de lângă el. Și zice: Doamne, îți mulțumesc că nu-s ca ăsta. Îți mulțumesc că nu-s ca ăsta. Te crezi superior. Dar aici el spune: în contemplarea mea m-am gândit la mine. M-am gândit la căile mele. Și apoi este cel de-al treilea lucru pe care îl urmărim în dimineața aceasta, după această contemplare, este corectarea care înțelepțește. Mi-am întors picioarele spre mărturiile tale. Două lucruri spune psalmistul aici când zice: mi-am întors picioarele spre mărturiile tale. Dacă suntem sinceri cu noi, cum spuneam, rezultatul nu poate să fie, frați și surori, doamnelor și domnilor, decât pocăință. Decât pocăință. Dacă suntem sinceri cu noi. Uitați cum se corectează. Se corectează comparând căile lui. Ce: mi-am întors picioarele spre mărturiile tale, spre cuvântul tău. S-a uitat la iubirea lui Dumnezeu și a zis: sunt departe cu iubirea mea. S-a uitat la iertarea lui Dumnezeu și a zis: eu pe toți îi iert, dar nu îi pot uita nici cum. Încă se roagă după lege, ce Domnul să-i binecuvinteze până i-a pedepsi. În numele Domnului îi taie în bucăți. Că așa era legea, dinte pentru dinte. S-a uitat la Domnul și s-a uitat la el, la dărnicia Domnului. Domnul l-a umplut de bunătăți, l-a binecuvântat. El are mâna zgârcită, nu poate să dea. De ce să faci de două ori colect într-o duminică la un serviciu? S-a uitat la bunăvoința Domnului și s-a uitat la a lui. Nu era bună. La răbdarea lui Dumnezeu și la a lui. Deci face o comparație. Mi-am întors picioarele spre mărturiile tale. S-a uitat la statornicia Domnului în dragoste și în lucrare și la a lui. Pe puțin pot să contez astăzi că sunt aceiași la fiecare serviciu divin și constanță în biserica Domnului. S-a uitat la loialitatea lui Dumnezeu față de poporul său și la loialitatea lui față de poporul Domnului. S-a uitat la hărnicia lui Dumnezeu, că Domnul lucrează în continuu, și s-a uitat la hărnicia lui.
astăzi sunt obosit, nu mă duc la biserică, nu mă duc la cor, nu mă duc la orchestră, nu mă duc nicăieri. Dar stă la televizor. Compararea căilor. Și apoi este ultimul aspect, comportamentul privind căile lui. Mi-am întors picioarele spre mărturiile tale. Frați și surori, am un îndemn din inimă și din partea Domnului să ne întoarcem spre Domnul. Este imposibil, uitându-ne la noi, să nu putem să nu luăm această decizie, să ne întoarcem la Domnul. Cu toată inima, cu familia, cu toată dragostea, pentru că așa trebuie să ne comparăm. Compară-te cu legea lui Dumnezeu, nu cu semenul tău. În concluzie, cunoaștere, contemplare și corectare. Cuvântul Domnului ne cheamă la o analiză corectă a vieții, cum zice Scriptura, auziți? Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt al Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. 2 Timotei 2,19 și apoi, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este vrednic de primit, tot ce este vrednic de iubit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească, să ne însuflețească. Amin? Compară-te așa. Și nu îi ajunge la alte concluzii decât să-ți întorci picioarele, să-ți întorci fața spre Dumnezeu, spre legea lui Dumnezeu și să te grăbești la pocăință. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze. Amin.